Salutare fraților și bine ați venit pe canal. Ia uitați-vă și voi ce rablă am luat pentru a-l face. Este sereu de la mine, sereu care a fost prima dată, care am făcut prima dată pe canal. Dar, într-adevăr, e mult mai distrus. În mare parte. Unele care ne sunt încă intacte. Și am să încerc să-l fac iarăși cum a mers, măcar cum a mers, dacă nu mai bine. Și bordul a fost schimbat cu timpul de pe un SR50VVV, ediția pe aer, așa că o să-l las, că eu folosesc pe aer, de aceea o să-l las pe aer și cu bordul pe aer. Contactul a fost schimbat din cel original, a fost pus unul de China Park. După care, asta e asta, scaunul cam distrus, rupt, dar se poate retapița. Aici ce a mai rămas? Ce a mai rămas? Încă am aici pinionele de la Malaosi, cele de 1344. Nu știu dacă o să le folosesc, o să văd pentru ce o să-l fac. Dacă îl fac un pic pentru pantă, o să renunț la pinioane. Dacă nu, o să las pinioanele. Oricum, carterul altul o să-l fac. E cam vai mama lui scuterul. Dar asta este. Pentru, deci asta e cea mai mare satisfacere, să iei un asemenea scuter. După care să-l faci tu să... Să-l faci tu să fie totul bun, intact și să meargă. Să vedem ce ne-au lăsat aici. Ceva ambielaje. Asta nu-i bun. Asta pare blocat. Nu-i bun. Stopul avem aici. Un magneto. Avem o pompă de frână. Pe lichid. Un carburator. Un alt ambielaj. Și ăsta un pic stricat. Da. Și avem și carburatorul de pe de la Delorto de 12,5 și din ăsta va trebui să facem un scooter competitiv. Așa rămâne. Să facem un scooter din el.